Eu sunt un copil, dar Domnul mi-a zis, nu zice, sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Și continuăm din Apocalipsa, capitolul 15, începând cu versetul 2. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc, și pe mare de sticlă cu alăudele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiare a icoanei ei și a numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului, și ziceau, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești Sfânt și toate neamurile vor veni să se închine înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Amin. Să reocupăm lor. După ce am auzit ultima cântare, parcă sunt pus mai în gardă asupra ceea ce voi vesti din Scriptură. Dar eu cred că și dumneavoastră, în egală măsură, sunteți preveniți asupra modului în care ascultați și în care împlinim cu toții Cuvântul lui Dumnezeu. Am înțeles că astăzi ați avut o observare în cinstea Domnului și vreau să nu trecem pe lângă aceasta, însă vreau să pornim de la originea vieții, pentru că în aceste formații de muzică, așa cum sunt numite ele astăzi, există și copii și se face o referire și la ceilalți care sunt implicați în lucrarea Domnului, doar în lucrarea de cântare, însă în mod special ne vom opri în dreptul acestei lucrări. Am citit un pasaj din Vechiul Testament și apoi câteva versete pe care le așteptăm cu drag și cu dor să se împlinească, să cântăm în Împărăția lui Dumnezeu. Haideți să privim asupra acestor stări și asupra acestor lucruri, folosind Scriptura, printr-o prismă cât mai largă, cât mai veșnică. E adevărat, spune Ecclesiastul capitolul 3, că nu putem noi avea o imagine absolut veșnică, să privim de la început și până la sfârșit lucrarea Domnului. Dar măcar așa cuprinde zarea minții credinței noastre. Să privim la viața aceasta și la viața care vine, la felul în care trebuie să ne facem slujba aici, după ce am înțeles la ce suntem chemați, și la felul în care vom fi răsplătiți de Domnul, după ce ne odihnim, dacă va fi cazul pentru cei care mor, sau ne reprospătează pe moment, ca să scăpăm de osteneală și să intrăm în glorie, în binecuvântarea Tatălui. Vreau să privim la viață și la slujba așadar prin prisma veșnicii. Folosindu-mă de pasajul din Ieremia, capitolul 1, înțeleg că viața omului, din punct de vedere al veșniciei, se împarte în două veșnicii, una necunoscută, una trăită, marcată la mijloc de o perioadă scurtă și una mai lungă. Spune Biblia aici, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecile mamei tale. Asta înseamnă mai înainte de concepere. Și continuă și mai înainte să fie ieșit din pântecile ei. Între momentul conceperii și momentul nașterii este prima perioadă a vieții noastre. Trăim într-o lume diferită de cea de după naștere și diferită de cea de până atunci, evident. Trăim în viața aceasta 70-80 de ani sau când ne-a dat Domnul și apoi urmează restul veșniciei. Apare aici o expresie, mai înainte de a te fi întocmit, sau așa cum am spus, mai înainte de concepere, zice Domnul, te cunoșteam. Și cred că pentru noi nu necesită mari explicații din Scriptură să ne reamintim, doar este necesar, că Domnul ne cunoștea pe toți încă înainte de a se căsători părinții noștri. Îmi spunea recent un frate din Austria, care s-a întors la Domnul pe la 30 și ceva de ani.
Și are el trei serii de copii. Primii doi au 20 de ani, următorii doi au 10 ani și trei micuți sub 4 ani. Și îmi spunea, când aveam 15 ani, am fost în Bihor la un proroc și îmi spunea, tinere, din tine vor ieși 7 vlăstare. Și spune el, acum are deja 40 de ani, nu mai pot să aibă alții. Și s-a împlinit cuvântul Domnului dat de atunci. Biblia spune și despre cei buni, și despre cei răi, că Dumnezeu ne cunoaște cu mult înainte. Îi zice Dumnezeu la Iov, despre vremea începutului omenirii și a lumii. Știi că atunci ai născut și că numărul zilor tale era mare, adică în organigrama lui Dumnezeu, în planul lui veșnic, ne cunoștea, zice, despre cir, cu mult înainte te programase pentru vremea aceasta să fiu un împărat. Scrie în Întâia Carte a Împăraților, capitolul 13, o prorocie pentru un om venit de Iuda la Betel. Se va naște un fiu al casei lui David, numele lui va fi Iosif. Dumnezeu ne cunoaște dinainte. Așa i-a spus Ieremia, eu mai de mult te cunoșteam. Urmează cea de-a doua perioadă, mai înainte de a fi ieșit tu, adică de a te naște, se produce altceva. Te pusese deoparte. Deci Dumnezeu, în cunoașterea Lui, face repartițiile. Pentru o anumită vreme a istoriei și pentru un anumit loc geografic. Și te repartizează într-o familie, așa îi spune aici, acum te pusese deoparte. Pentru vremea aceasta că aveam nevoie de tine. Vreau să ne completăm și cu un alt pasaj din Scriptură, Romani 8, unde din nou sunt precizate aceste două perioade. Romani 8, versetul 29. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut, mai dinainte de a fi ei concepuți, cu mult mai înainte de a fi vorba, i-a și hotărât mai dinainte. Și pe aceea pe care i-a hotărât, i-a și chemat. Deci urmează ceea ce Pavel spune și în Galateni, parcă este și mai explicit, în Galateni, capitolul 1, versetul 15. Dar Dumnezeu care m-a pus deoparte, din pântecele mamei mele, este perioada repartiției. Și apoi, mai târziu, când după naștere încep copiii noștri să crească, urmează perioada chemării la slujba care Domnul i-a rânduit. Este foarte importantă perioada aceasta a punerii deoparte. Pentru că Dumnezeu te pune deoparte exact când are nevoie de tine, într-o vreme istorică. Cândva ziceam, Doamne, de ce nu mai repartizați să trăiesc în alte vremuri? Într-o vreme de trezire spirituală. Și am înțeles că dacă m-aș fi născut în altă vreme, Dumnezeu m-ar fi conceput altfel. Ar fi pus alte ingrediente în mine. Eu așa cred pe Dumnezeu că în momentul repartiției, în momentul conceperii, cum spunem Psalmul 139, Iov 10, și ce frumos m-ai alcătuit. Fiindcă Dumnezeu din aceștia a știut că va face cântăreți, când i-a conceput, a comandat să le pună niște organe vitale pentru așa ceva. Dacă pe altul Dumnezeu l-a repartizat să fie un învățător deosebit, a comandat o unitate centrală mai specială, ca să poată acumula, să poată îngloba în sine. Dacă pe altul Dumnezeu l-a repartizat și repartizează să fie unul care ajută, o să-i dea niște mâini să muncească, niște picioare pe măsură să alerge și o inimă bună ca să poată să dea la alții. Așa îi spune Dumnezeu Ieremia, eu te-am prevăzut pentru ce vreme te-am văzut. Și exact de ceea ce aveai nevoie, am pus în tine. Fiți sigur că olarul nostru a știut ce va se face. După naștere, cât mai repede, dacă se poate, este indicat ca fiecare om să-și înțeleagă chemarea. La ce l-a chemat Dumnezeu în viață și ce vrea Dumnezeu să slujească omul. Fiindcă este pus în el înainte de a se naște. Când a fost repartizat Pavel ca și apostol? Mă poate și ne-am venit când a fost specificat Ieremia că Domnul a rânduit ca prezbiter, ca și proroc și alții, ceea ce sunt ei, în pântecele mamei lor. Problema se pune
aici ajungem la momentul crucial, să ne înțelegem chemarea. Să poți să descifrezi ce de fapt a pus Dumnezeu în tine. Mă întreabă uneori tineri și evident se întreabă și întreabă și pe cei de aici, cum poți să știu la ce m-a chemat Dumnezeu? Spune Biblia în Romani, capitolul 12, versetele 1 și 2. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă. Și rețineți expresia. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Dacă vrei să-ți identifici darul, pune-te la îndemâna Domnului. Și o să poți să ți-l descoperi. Dar dacă nu te consacri, dacă nu te pui deoparte pentru Domnul, nici tu nu o să știi la ce ești chemat, nici adunarea, și așa o să rămâi, să ți se pare că nu te-a chemat la nimic. Să nu vă potriviți, ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu. Deci pune-te deoparte pentru Domnul. Ia-ți timp de consacrare, în care să stai lângă Domnul, Doamne, pe mine la ce m-ai chemat? Pe mine pentru ce m-ai plăsmuit? Și care este trimiterea mea? E adevărat, nu este ușor să ne identificăm chemarea și vreau să sesizăm aici, în pasajul din Ieremia 1, trei piedici în calea identificării chemării. De aici doar vi le spun și le analizăm pe alt personaj biblic din Vechiul Testament. Versetul 6. Primul răspuns al lui Ieremia. Ah, Doamne, vezi că eu nu știu să vorbesc că sunt un copil? O primă piedică este să te înțelegi pe tine. Eu, proroc, eu sunt un copil. O a doua, să-L înțelegi pe Dumnezeu și să-L cunoști. De aceea zice Domnul, eu sunt cu tine. Și o a treia, și nu te teme de ei. Și cu acestea ne ducem în Exod, capitolul 3 și 4. Și vreau să trecem în seara aceasta, dacă n-ați trecut, vreau să treacă tinerii și copiii cu bine peste aceste trei piedici în identificarea chemărilor. Se poate întâmpla asta și la cei care sunt mai în vârstă. Dar indicat este la tinerețe, cum discutam noi cu două dăți în urmă, când a fost la dumneavoastră să-ți îndestipi lucrarea la care Domnul te-a chemat. Versetul 10. Îi zice Domnului Moise, acum vino, eu te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Vedeți? Ce simte? El, du-te, te trimit, eu scot de acolo și plecăm. Dar Moise îți dă seama că de fapt nu-i chiar atât de simplu. Și începe să motiveze. Zici că e frate cu Ieremia. Moise zice lui Dumnezeu, cine sunt eu? Să mă duc la faraon să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Pune-mi noi întrebarea, în modul cel mai real și sincer. Eu? Să iasă de mine un om de valoare în slujba lui Dumnezeu, dar eu ce aș putea să fac eu? Sunt un copil, sunt un oarecare, eu? Știți cu ce motiva printre altele Moise? Tu ce faci? Versetul 10. Ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cu sunul acesta nu nici de ieri, nici de altăieri. Nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba mi este încurcată. Și acum răspunde Dumnezeu. Cine a făcut gura omului? Cine te-a cunoscut mai dinainte și te-a plămădit, Moise? Nu eu? Nu știam ce vreau să fac cu tine atunci? Dacă atunci nu-mi dădea seama, mă laudi că te repar acum, hai. Spus, nu, de atunci te-am conceput așa, pentru lucrarea asta. Cine face pe un om mult sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu Domnul? Și ne dă vina pe sine însuși că el n-ar corespunde așa după toate tiparele, că n-are înălțime, se spune despre Pavel că a fost foarte mic, că nu are o dicție oarecare în vorbire specială, că nu ar fi bun pentru una sau pentru alta să știi pentru ce te-a chemat Dumnezeu, ești făcut de minune, perfect ești. La ce face Dumnezeu, Eclesiastul, capitolul 3, nu trebuie nici adăugat, nici scăzut. Dumnezeu ne-a făcut pe fiecare un original, dar e trist că mulți mor o copie. Și nu înțeleg că Dumnezeu i-a chemat la ceva și i-a plăsbuit foarte bine. Rămâi așa cum te-a dat Domnul. Rămâi original. Așa cum ești. Dacă e nevoie să-ți facă niște adaptări, ți le faci. Citeam despre un
misionar care a avut un accident și avea o picior de plută, s-a dus undeva într-o zonă cu canibal și l-au prins și au început să devoreze chiar de la acel picior handicapat. Și au spus, ăsta nu este comestibil. Și a rămas să misioneze pentru ei. Deci Dumnezeu știe cum să te programeze și te face exact pe măsură. Cum să te potrivești la locul potrivit. Deci lucrarea Dumnezeu e ca și o mașinărie la care piesele se schimbă, nu? Acum ai unul păstor, peste 50 de ani, trece și vine altul. Și face Dumnezeu piesele să se potrivească la mașinărie. Dacă oamenii știu să facă piese de schimb pe măsură, Dumnezeu nu știe. Și ne programează foarte bine, așa că nu mai da vina pe tine. Cu asta a pus pe Creator. Te-a făcut perfect. Pentru ceea ce te-a chemat. Continuăm mai și zicând în versetul 13. Moise zice lui Dumnezeu. Iată din capitolul 3, când mă voi duce la copilul Israel și le voi spune, Dumnezeu părinților voștri m-a trimis la voi, mă vor întreba, dar care e numele lui? Vedeți, să pune voi așa indirect, bine, bine, acum cu mine mă lămurim, dar acum cine ești tu? Că ne gândim noi, dar ne sprijinește Dumnezeu, dar poate, dar ne ajută Dumnezeu să facem lucrarea asta în care intrăm. Și Domnul a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Spune-le atât, cel ce se numește eu sunt, m-a trimis la voi. I-a spus Dumnezeu lui Ieremia, când Domnul zice, te trimit și te pun mai mare peste împărat, te trimit la curțile împărătești să le prorocești eu? Eu zice Ieremia, da. Dar nu numai tu, eu voi fi cu tine. Și când te gândești la Dumnezeu, nu mai faci mofturi în lucrare și nu mai eziți. Căci Dumnezeu, dacă vine cu noi, ajunge. Dacă Dumnezeu va fi de partea noastră, cine va fi împotriva noastră? Dacă întâi este sabia lui Dumnezeu și după aceea lui Gedeon, poți să fie 120.000 de madiane, poți să fie 1.000.000, cât o astea mizerabil pe o viață. Nu contează. Trebuie să ai credințarea asta când te cheamă Dumnezeu, să știi cine te-a angajat. În pildă a lucrătorului vie din Matei 20, scrie că n-a trimis gospodarul ca alții să-i domnească locul, el persoana s-a dus. Trebuie să ai credințarea că te-a chemat Dumnezeu. Și Dumnezeu când te-a chemat să o faci, îți dă și resurse necesare, toate ustensile necesare, îți dă tot planul și te pune să o faci. Dumnezeu este stăpân pe lucrarea la care ne-a trimis. Și dacă ne-a trimis, a spus Domnul Iisus ucenicilor, duceți-vă, vindecați pe bolnavi, înveați pe morți, s-a putut derula lucrurile respective? S-au întors înapoi, Doamne, se execută cum spune. Normal, când Dumnezeu te trimite să nu ai dubii și să nu te îndoiești de puterea și de minunile Lui. Domnul a scos pe Israel din Egipt și l-a dus până în Canaan și pe noi ne duce până în cer. Numai să dea Domnul să fie cu noi, amin. Nu mai are voie să se spună, ce să mai comentez, dacă El este, ajunge. Dar mai găsește voie o scuză. 4:1. Iată că n-au să mă creadă și n-au să asculte de glasul meu. Mai eu înțeleg că pe mine m-ai făcut să corespund și că tu ești tot. Dar ei, dacă nimeream eu la alții, am mai încercat de toate să-i scot din Egipt. Dar numai că n-ascult. Am încercat să scot pe unul, numai să-l rezolv. N-am putut deloc. Ei n-ascult. Și așa motivează foarte mulți. Nu pot, că frații nu mă primesc, nu o să mă înțeleagă, nu o să fie primită slujirea, nu o să povească oameni. Să spunem că ei, că dacă ar fi ei, alții nu ei, ne-am face slujă. Și zice Domnul, ce ai mână? Cu toiac. Ok, cu toiacul ăsta e rezolv, fie de cât. Ce mai ai acolo? O mână, gol, bagă o sână, scoate-o afară. Și o să vezi că ei te ascultă și te cred. Zice 1 Petru, capitolul 5. Păstoriți turma care este sub paza voastră, care v-a căzut la împărțeală. Dacă aceștia v-au căzut în fanfară, frați de jori, înseamnă că Dumnezeu cu ei v-a trimis. Și dacă ăștia ne sunt în biserică, cu ei trebuie să lucrăm. Și dacă la români suntem deodată, Domnul va face ca românii să creadă. Și scrie aici, pe pagina din dreapta, versetul 30, Aron a istorisit toate cuvintele pe care le spusese Domnului Moise și Moise a făcut toate semnele înaintea poporului. Versul 31. Poporul a crezut. Și când Dumnezeu îi trimite la anumiți oameni, lucrarea acolo se va face. Și nu mai poți să dai vina pe nimeni. Și Moise rămâne blocat. Aici nu mai pot să mă scuz la el, nu mai pot la ei, nu mai pot. Și acum nu mai vreau să spun adevărul. Versetul 13. Moise a zis, ah, Doamne, trimite pe cine vrei să trimiți.
Nu știu de ce uneori e atât de greu până ajunge să fim sinceri. Și spunem, ba frate, ba că eu nu pot, ba că nu știu dacă Domnul mă sprijinește, dar ei nu o să mă înțeleagă, dar spune adevărul, să trec de pe altul, nu vreau. Și s-a întâmplat aici? Domnul s-a mâneat pe Moise. Dacă nu înțelegi, Dumnezeu îți explică. Dar dacă nu vrei, se mânie. I-a mai făcut un singur hatât. Uite, că-ți dau pe Aron. Doamne, dă-ne și nouă niște colaboratori buni ca să ne apuce două de lucrare. Dar în rest, mai mare har n-are ce să-ți facă. Te ajută un colaborator cu cineva apropiat să poți să te sincronizezi, să poți să intri în bătălie, dar nu este altceva de făcut decât înainte, în numele Domnului. Amin. Amin. Ia zis Domnul Ieremia, te trimit la popoarele acestea și la Ezechiel îi spune, și te fac tare, ca de fier, ei se vor bate cu tine, dar nu te vor birui. Oricine ar fi ei, tu vei avea izbândă, că eu știu la cine te trimit. Bun. Vrem să acceptăm chemarea Domnului, să o înțelegem și asta ar fi indicat cât de copii, cât de mici fiind. În Noul Testament există câteva liste cu daruri. Cea mai cunoscută de noi e cea din 1 Corinteni 12, dar mai este una în Roman 12. Acolo sunt trecute 7 daruri. Cel la prorocie se regăsește și în 1 Corinteni 12. Și cumulând pe cea din Romani, cu cea din 1 Corinteni 12, i-a rezultat acolo 15 daruri. Nu că numai astea sunt. Dar în lista ierarhică din 1 Corinteni 12 cu 28, întâlnim și din Corinteni daruri și din Romani. Ca dovadă că ambele sunt daruri duhovnicești. Toate acele 15, sau din ele, 13 sunt cu o conotație spirituală. Minuni, vindecări, înțelepciune, cunoștință. Două au un aspect material, darul slujirii și darul dărniciei. Deci dacă ai bani să-i dai, dacă n-ai bani, ai mâini și muncești tu pe direct sau câștigi muncă și apoi o distribui. Știți, e acel joc de lucrare între Maria și Marta. Să nu crede cineva că doar Marta era cu dăruirea. Marta era cu slujirea. Maria era cu dăruirea. Marta a slujit cu mâinile, Maria a adunat banii și a dat la gata milă. Dar celelalte sunt daruri spirituale. Din acestea, vreunul măcar, știți, este pilda polilor, pilda talanților, Matei 25, Luca 19, a fost vreunul care n-a primit niciun dar sau niciun pol, niciun talent? N-a fost niciunul. Unii primesc mai mult, alții mai puțin, fiecare după puterea lor. Oare noi ne-am găsit dar, ne-am găsit lucrarea, chemarea? Știți în ce a îngropat cel cu unul talentul și respectiv polul? Unul l-a îngropat în pământ. Eu cred că ăsta e pământul, că e pus de la înainte de naștere aici. Și unii nu l-au descoperit. Ăștia sunt cel cu talentul îngropat în pământ. Ei nu și l-au descoperit. Unde e aici? Și riscul mare e să nu-l descopere nu la cel care are multe daruri, la cel care are numai câte unul. Acolo e riscul mare. Să nu sesizăm și din jur aptitudinea care e chemat de Domnul. Celălalt l-a venit în ștergat, unde se puneau morți. Erau cei care au lucrat odată cu el, dar l-au pachetat. Înainte de a muri ei, de a fi pachetați. Niciuna, nici cealaltă nu-i validată de Domnul. Și a spus, rog, vicleam, leneș, afară. Dar binecuvântați sunt cei care lucrează cu darul lor. Fie că este mare, fie că este mic. Spune în cartea Proverbului, dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, omul acela poate să aibă lângă împărați. Atât de mare valoare are în biserică să știi că pe contest pe cineva într-un fel, într-o măsură sau alta. Care-i darul de oricare ar fi, dar să știi să ți-l faci. S-a auzit în seara aceasta un cuvânt într-o rugăciune, reluând un verset din Iacov, capitolul 1, versetul 17. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, pocolându-se de la Tatăl Luminilor. Aici sunt cuprinse și talentele naturale, a cânta și altele și altele. Vreau să înțelegem că Dumnezeu care ne-a programat înainte de a ne naște, a pus în noi anumite abilități naturale pentru darul la care ne-a chemat. Și sunt oameni cu înclinații spre prorocie. O să-i vezi că sunt spontani. Alții sunt programați și spontaneitatea îi încurcă puțin. Așa sunt și predicatorii. Sunt unii care dacă nu anticipează și nu calculează totul dinainte, se pare că face un păcat dacă vine la ambon așa. Este altul care dacă vine cu lecția învățată, crede că așa face păcat.
M-am gândit, domnule, cum îi împași pe ăștia? Simplu. Întâi verde și îl programat și îl scapă, vine și cu spontanitatea și completează. Așa sunt și cei din Biblie. Este că de unul împrăștia. Nu știi unde a început istoria și unde a terminat. Și este altul calculat. Și cei care au scris Biblia sunt așa. Ba, ne mai asemănăm cu ei și din alt punct de vedere. Câte unul are 6-7 capitole și predică mai mult de oră. Și altul are numai câte 3-4 capitole și a spune noi că predică mai puțin. Dar, pe lângă aceste abilități naturale puse de Domnul de la început, sunt anumite calități supranaturale care le primim de la Domnul pe parcurs. N-au primit de la Domnul abilități din partea Sfântului Duh. Oricum, ele trebuie să se completeze unele pe altele. Și nu o să-ți dea Dumnezeu un dar care este împotriva naturii tale, că El a știut cum te-a programat Sfânt de lucruri. Și aș vrea acum să ne oprim la predicatori și la cântăriți. Sunt trei categorii de predicatori și tot trei de cântăriți. Din punct de vedere al criteriului care am selectat în seara aceasta. Hai să ne oprim întâi la predicatori, la vorbăreți. La cei care au darul vorbirii. Și am luat pentru dumneavoastră trei personaje din Noul Testament, toate trei în legătură cu Apostolul Pavel. Pavel a avut de-a face cu toți ăștia trei. Mai întâi, tipul vorbărețului din afară. Fapte 24. Sunt din ăștia societate, oratori deosebiți. Chiar m-am gândit la unul de-a nostru de la București, nu-l pomenesc, care are un șler așa. M-am gândit dacă era predicator și se sfințea grave și inima a fost bun. Fapte 24. După 5 zile a venit marele preot Anania cu un vorbitor numit Tertul. Stărea vorbitor. Și începe de la versetul 2. Auziți-l cum vorbește. Prea alesule Felix, să nu tu ne faci ne bucurăm de o pace mare și neamul acesta căpătat în bunătățiri sănătoase prin grijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumirea, în toată vremea și în tot locul. Dar ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți în bunătatea câteva cuvinte. Am găsit pe omul acesta, zice el, de Pavel, care este o ciugă, pune la care răzvrătire prin tot iudeii, pe tot pământul, este mai mare partid de nazarenienilor. Și am încercat să scurce chiar și templul, am pus mâna pe el, am pus să judecăm, dar a venit căpitanul și l-a luat de mâinile noastre. Așa l-a luat cu papagalul, cum spune noi, pe dregător, încât i-a spus și așa numai câteva cuvinte vreau să spun. Cum sunt vorbitorii de afară? A spus adevărul? Și a spus el, pot minciuni, dar rețineți și minciuni. Versetul 8, dacă îl vei cerceta, vei afla tot ce spune drept. Niște minciuni la care spune că au probe. Dar acum au prea multă vorbă, nu-i vreme și de probe. Și câte minciuni nu spun vorbitorii aceștia, vorba noastră românească, din cât spun ei, din cât mint ei, cred și ei jumătate. Nu știu cât cred. Dar pe ăștia lăsăm. E adevărat, cel mai mare rău fac vorbitorii ăștia când înduplecă masele și fac rău potriva bisericii. O altă categorie de vorbitori buni. Rămânem în fapte puțin în urmă, capitolul 18. Acolo. Versetul 24. La Efes a venit un iudeu numit Apolo de neam din Alexandru. Omul acesta avea darul vorbirii. Nativ, turnat spiritual peste asta. Și era tare în Scriptură. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța. Am anunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală. Versetul 27. Fiindcă el vrea să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și a scris ucenicilor să primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuse, căci îl înfrunta cu putere și dovedea că Iisus este Hristosul. Un predicator iscusit, un vorbitor care în măsura în cât știa el, vorbea amănunțit și dovedea. Ce mare valoare! A ajutat mult prin harul lui Dumnezeu. Dar rețineți aici ceva. Oricât ar fi cineva de iscusit, bine să învețe numai în cât e descoperit. Dacă înveți un minut descoperit, înveți prostii. Ce cuvinte a fost acolo? Că el a învățat numai până la botezul în apă. Și ce cuvinte sunt unii frați din alte denominațiuni și au niște teologii puse la punct, mai revizate ca a noastră. Tu la botezul în apă, dar de lăsăm să predice ce face botezul cu Duhul Sfânt, am dorit să schimbe subiectul. Cam că acolo nu au stat de vorbă cu copilul și Priscila.
Bine este când Domnul se bagă să vorbește, numai să vorbească, numai ce-i dat. Ați găsit prin Biblie cu Apocalipsa lui Pavel? Dar cine a vorbit Pavel de Apocalipsa? Era atât de inteligent. Păi dacă nu i-a fost dat Apocalipsa, n-a vorbit de Apocalipsa. Dar unii învățători, când vor să vorbească din toate, în ce nu le-i dat, spun ce nu trebuie. Bine omul să rămână încât e descoperit că ajută mult. În cuvânt există o putere de la Dumnezeu. Universul acesta se conduce, dacă vreți, prin cuvânt. Dumnezeu zice și se face. Este ca o mașinărie pe care apeși cu mâinile pe butoane și se declanșează anumite acțiuni. Dar există cea de-a treia categorie de vorbitori și ăștia sunt periculoși, 2 Timotei 2. Mă, dacă prima a fost din afară, apoi dinăuntru, de unde a fi asta a treia categorie? 2 Timotei 2, de la versetul 16. Ferește-te de vorbările goale și lumești, căci cei ce dețin vor înălța tot mai mult necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor au un cuvânt cu efect, roade, ca gangrena, de numărul acestora sunt din eu și filet, care s-au bătut de la adevăr, îi zic ca și venit în fierea și răstoarnă credința unora. Cine periculoși sunt vorbitorii dinăuntru, care sunt stricați, care, așa cum cânta cântarea, strâcă cuvântul lui Dumnezeu. Din asta, a treia categorie, ce credeți, sunt mulți sau puțini? 2 Corinteni 2 cu 17. Cei mai mulți? Cum? Cei mai mulți sunt din categoria asta? A, probabil numai atunci la început. Dacă la început, deja nu se seră mulți din ăștia. Dă-mi la urmă. Strâcă cuvântul. Dar cuvântul lor roade. Uitați-vă dumneavoastră câte reviste nu sunt, câte cărți nu sunt scrise. Și uneori vieții librarele dau să meargă că de acolo iese ceva. Scrie ce iese, nu? Bine celor ce le ascultă. Și pierderea celor ce le citesc. Nu numai pierderea de vreme, pierderea sufletului. Ăștia sunt cei mai periculoși. Să-i poți să-i detectezi. Vă spun ce mi s-a întâmplat. Într-o biserică, eram la mor cu un presbiter și au susținut niște musafiri. Fac semnul de acolo să spună ce iau. Și bine, l-am vrut că doi, trei predică, și cum e la noi la Pentecosta, dacă Domnul i-a trimis, zicem, nu? Să vină. Se ridică primul și văd că limbajul nu corespunde cu anul, știți, de exemplu, noi spune Domnul Hristos, adventiștii, Domnul Iisus, noi iau o expresie a Domnul Hristos. Am văzut că bate altundeva și începe să spună că fiecare vreme a avut adevărul ei, era cei de la Branhamiști, de la cei cu boteza a doua oară. Când am văzut, mi s-a dărătat Duhul, dar ce se fac acum? Eu i-am dat undă de-a. Am încercat într-un fel să-l stopez. În final a terminat. Mergea până în margine, dar nu s-a scăpat. Evident că pe al doilea nu l-a mai pus. Când s-a terminat slujba, s-a ridicat unul din ei în picioare și spune, iubită biserică, vrem să vă dăm cărți în numele Domnului. La care am zis că dați o cântare, cărțile dați la comitet și le distribuim noi. Mergând spre drum, spre mașină la drum, am zis să ne dea cărțile, le portește altul și spune, ce crezi că le mai trebuie? N-am pus unde amor. Ieșit din adunare, mă întâmpină frații. Frate, dar n-ai făcut din astea. Cum adică, ce frumos a vorbit, fiind cu plase, amen, aleluia. Zic, de seară discutăm. Tu și vezi din ieșiți acasă. M-am dus acasă, aveam și eu niște cărți de Ed Frank, cel din Germania, le-am adunat, am spicuit niște aberații mai majore din cărți și de seara am adus și i-am zis biserici, am adus să vă dea cărți de care n-am lăsat să vă dea dimineață. Și am citit eu, poftim, scrie așa, scrie așa. Știți dumneavoastră că nu-i Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, că s-a transformat, așa, dar... Și altele care le-au... Și a început frații să spună, da, și am zis, dar m-am amintit cum a spus dimineața, așa și așa. S-a terminat biserica. Au venit frații să dea mâna cu mine. Domnul să-i binecuvânteze, să mă binecuvânteze, dar voi unde ați fost dimineața? Unde vă poți să vă dacă vrea să vă dea Biblie, nu vreau să ne cenzurăm, nici să cerem comision. Dar uite ce am vrut să vă fac. Și de atâtea ori astfel de predicatori au trecere. Nu știu cum știu să ne ia. Și cuvântul lor roade. Nu face bine, dar astfel de predicatori le-au trec. Că ăștia știu ce să-ți povestească. Spuneam eu cândva la noi, la Arad, nu știu cum e. Am predicat toată din Isaia 58. Și acolo vorbește despre idnurile câtor balenici. Știți, fiecare denumerațiune au idnul lor. Și idnul nostru știți care e. În versetul 2 scrie acolo 58 cu 2. Toată ziua vor să mă întrebe să află căile mele. Dacă vrei să ții pe Pentecostal până la o oră târzie, îi ții cu două lucruri, cu proroși, cu formații de muzică. Până în noaptea târziu. Și scrie în Isaia 5 cu 12. Alăutași din banale, veselesc o speție. Le întreabă mine uneori. Ați postit pentru o nuntă, vreți să fiți la ora de rugăciune, vreți neapărat să auziți cuvântul, să fie tratat o temă anume? Ce nu, am invitat o formație de muzică.
rugăciunea are ca parte secundă prorocia, dar dacă a rămas numai cu prorocia și numai rugăciune, îmi pare rău, a rămas cu anexele. Cântarea este adiacentă cuvântului, dar dacă a rămas numai cu cântarea și cuvânt, numai este, iar suntem cu anexe. Doamne, ajută-ne să prindem esenția. Și se putem deosebi pe astfel de predicatori. Faceți-vă onestici, treceți-i unii deoparte și cei care strică sau care nu strică cuvântul. Bun, dar trecem la cântăreți. O fi și ăștia tot de trei feluri? Sigur. Prima categorie sunt cei de afară, evident. În Cartea Sfântă, Geneza 4, scrie de la versetul 21, numele fratelui său era Iuban, urmașul lui Cain, el a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu alăuta și cu cabal. Cei de afară, cu toată instrumentația lor, vă amintesc doar un pasaj din Scriptură, Daniel 3, au fost adunați și muzica a avut un efect în aceea adunare festivă a căpetenilor, religiuitorilor și a tot corpului de conducere a Imperiului Babilonian, dar pe ăștia de afară să-i lăsăm. Ei își desfășoară activitatea lor culturală și muzicală, treaba lor. Să ne uităm la cei dinăuntru, la cei buni. Și citim, pentru că exponentul muzicii în Scriptură este David, de la el cred că este indicat și timp, de bună seama să mai citit, reluăm doar, din 1 Cronici, capitolul 25. Versetul 1, David și căpetenile au pus deoparte pentru slujbă. Pe aceea din firul lui Asaf. Știți cât au pus deoparte? Pasajul biblic scrie cât au pus deoparte. 4.000 de leviți, spune în 23 cu 4. 4.000 să fie însărcinați să laude pe Domnul cu instrumente. 4.000 de instrumentiști. I-au ales David și cu căpetenile. Și încă cu cineva a fost organizată, deschideți și la 2 Cronici, capitolul 29, o să vedeți cum s-a organizat o muzică bună. 2 Cronici 29, versetul 25, au pus pe leviți în casa Domnului cu plimbare, lăute și arte, după rânduiala lui David. Lui Gad, văzătorul împăratului și prorocul lui Natan, căci asta era porunca Domnului dată prin prorocii săi. Conducerea împreună cu prorocii Gad și Natan au pus deoparte din leviți 4.000 ca să cânt. 4.000 au pus ușieri. Și să știți că dacă îi încurca și băga ușieri aici, ăștia erau tot cu ochii pe ușă. Nu știu cum se face că unii îți decânta, dar zici că ei sunt ușieri. Și când vine cineva, ei se uită la ușa asta. Alții sunt ușieri. I-au repartizat pe unii ca și cântăreți, pe alții ca ușieri. Și întâi au ales oamenii. Și după aia le-au dat instrumentele. Că de n-alegem oameni și le punem întâi instrumentele în mână, nu le mai putem lua. Au ales leviții aceștia, care proceau dovărșiți de alăută, deci de chimbale, iată numărul lor. Ce-mi place foarte mult aici, spune versetul 6, toți aceștia erau sub cârbuirea părinților lor pentru cântarea în casa Domnului. Nu vi se pare că în vremea noastră acum părinții vor să cânte o cântare și copiii vor să cânte altă cântare. Ăștia proroceau, ăștia cântau și cântarea o conduceau părinții. Generațiile acestea cântau aceeași cântare. Uitați-vă ce relații frumoase. Cântăreți puși de împărat. Ținând cont și de prorociile din partea Domnului. Deodată și cu ceilalți implicați în lucrare și între generații de asemenea. Relații peste tot. Și frumusețea cea mai mare este versetul 3, partea a doua, ca să laude și să mărească pe Domnul. Un alt rol al cântării, versetul 5, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu și să înalțe puterea Lui. Sunt descoperiri care Dumnezeu le dă prin cântare. Am fost martor de vreo unul de zile la o cântare cu un mesaj profetic la noi acasă, un frate proroc, așa versuri frumoase au fost, toate rimau perfect și o melodie n-am mai auzit-o. Și de asemenea un mesaj profetic frumos pe ea. Iată câteva atribuții ale cântării. Să laude pe Domnul, să slăvească, să descopere cuvintele Domnului, să se deschidă prin cântare acele lucrări în biserică. Unul are una, altul are alta și toate să se facă spre slava lui Dumnezeu. Amin. Aceștia erau cântăreții cei buni.
Și când au cântat aceștia, Domnul s-a pogorât la templu și a dat binecuvântarea. Dar există cea treia categorie, timpul fuge, deschidem la Amos. Capitolul 5 și capitolul 6, 5 cu 21, eu vreau să disprețuiesc sărbătorile voastre. Versetul 23, depărtează de mine fuietul cântecilor tale, nu pot asculta sunetul alături tale. Cântăreții aceștia erau din cei din Babilon sau din Ierusalim? Vă redau declarația lor. Versetul 5. Aiurează în sunetul alăutei secret discursiți ca David. Ei credeau că fac parte din categoria lui David. Asta era declarația lor. Și când îi auzi pe atâția, îi spun că laudă pe Domnul. Și sunt acele timpuri speciale de laudă și închinare, știi? Mamie, mi se pare că unii nu laudă și se închine, se laudă și se înclină. Mi se pare că s-a trecut la ceea ce nu este corect. Ei credeau că fac parte din sorginte davidică. Se crede scursiți ca David în instrumente de muzică. Și spune aici, am citit, departează de la mine poetul când nu-l pot asculta, dar Doamne, de ce? N-ai porocit-o prin David? Nu-ți mai plac cântările între timp? Vreau te spun. În Ezechiel 28 scrie că cel însărcinat cu cântarea în cer se pare că era diavol. El așa un fel de comandant al unui cor de onoare, dar în același timp și al unui cor de muzică. Cineva spune că într-o traducere originală, nu mă pricep, ar scrie că și chiar în construcția sa avea, când le-a împodobit cu acele pietre, chiar în mersul său spunea niște sunete muzicale. Deci cumva avea claviatura încorporată. Și de acolo este această strigăciune a muzicii. Să poți să descifrezi muzica, dacă vine de la Domnul și spre slava Lui, cum a vrut el inițial, și dacă își face lucrarea, sau dacă nu, cumva diavolul s-a vrut că el se pricepe la închinarea sfântă. Diavolul întâi s-a specializat în muzică laică sau muzică bisericească? Întâi a fost specialist în muzică bisericească, nu? Și atunci un specialist în muzică bisericească, ce crezi că este un neinițiat ca să abată muzica bisericească spre laicizare, puțin spus. În final nu de laicizare și de ateism e vorba. În final e vorba de închinare la diavol. Adică vrea să-și atragă pentru sine ceea ce își dorește el încă de la început, dar doar în final speră să obține fără rezultat. Tot în privința aceasta muzicii scrie în Isaia, capitolul 5, arfa și-a lăutat din pana, flautul și vinul le veselesc o spesie, dar nu iau seama lucrarea Domnului. Oare, gândim noi ce cântăm. Știți, în primul rând, versetul spune pentru noi, înțelegi tu ce citești. Mai sunt unii care nu înțeleg nici ce predică, scrie că ei nu știu nici ce vorbesc și urmăresc, spune Timotei 1. Dar la fel s-ar putea spune, înțelegem noi ce citim, înțelegem noi ce cântăm? Nu iau seama la lucrarea Domnului și nu văd lucrul mâinilor Lui. În cântare trebuie să-L vezi pe Dumnezeu și să vezi lucrul mâinilor Lui. De la început, de când te-a plămădit, ca să te facă să-i cânti Lui. Mai târziu, cum este o lucrare a Duhului care trece prin cântare, acesta e lucrul mâinilor Lui. Și în final să putem ajunge să mai cântăm odată în cerul, Doamne, așa! Câte formații de muzică și ce este acum pe piață și m-am bucurat că aici am văzut că vreți să rămâneți la muzică bisericească. Nu știu exact când cântă formațiile, cum aveți uneori, pe la nuntă chinuri. La o nuntă cântau formații din asta așa, nu doar că gesticulau și erau niște pletoși, dar chiar am văzut și formații de mercenari, parte din biserică, parte am întrebat, a spus că sunt de la ortodox, nu e asta o problemă. Și îi spuneam la unui păstor, mireasa era de la noi, mirile de la el, zic, du-te și oprește. Ce nu de acum trebuie să ne obișnuim cu așa ceva. Zic, dacă vrei să ajungi în ea, n-ai decât să te obișnuiești. Da. La Domnul nu trebuie să ne obișnuim cu așa ceva. Cântarea acestor oameni, rețineți ceva din Amos 6, aiurează în sufletul instrumentului. Să știți că este un far de cântarea asta de nuanță babiloniană pe versiune
creștin. Este o nuanță, aiurez cumva. Numai Duhul nu te prinde. Aici scrie că le înveselesc cu spețele și e o veselie. Numai trezire spirituală nu e. Rețineți diferența asta, aiurează, se înveselesc, dar nu-și cercetați de Domnul și nu se schimbă. Pe cum să ne schimbe pe noi, dar cum să schimbă ei, care când, nu? Poate un rob să călugească pe altul. Rețineți ceva de Scriptură, în fapt eu, Filip făcea semne și minuni și aborda mintea oamenilor, se mirau de oamenii, erau într-un fel gândiți. Dar au avut bucurie, au avut împlinire? Sub nicio formă, la fel. O muzică sfântă te înalță spre Dumnezeu și trece Dumnezeu prin tine, prin cei care cântă și apoi prin tine. Să vezi lucrarea mâinilor Lui. Nu doar să ne delecteze, nu doar să ne aiureze puțin. Și ne se întâmplă uneori că este câte o formație din asta și până cântă, sau dacă se anunță frații dinainte că vin cântăreți, se anunță, cum am spus, la imnul nostru. Și atunci până cântă, parcă toți sunt așa, luați pasal, știi, și laudă pe Domnul, dar după ce îi lași la rece, nu mai scos nimic. Deci, asta înseamnă că suntem hipnotizați, dar nu că rămâne efect. Dar de la o cântare sfântă rămâne efect ca și de la un cuvânt bun. Rămâne efect și efectul este de la Dumnezeu. Amin. Și că cu ce am privit în final din Apocalipsa, capitolul 15, dorindu-vă să aveți cântăreți din a doua categorie. Din cei de afară să nu-i ascultăm nici măcar așa la radio, iar de cei din a doua categorie să facem selecție, dacă cei de la studio nu fac, Domnul să ia 15 cu 2. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe mare de sticlă cu alăutul lui Dumnezeu, stăteau biruitorii fiarei. Cine cântă la gata? Biruitorii fiarei. Adică cine biruie muzica aia demonică, efectul satanic în muzică, ăla cântă la gata. La ara toate mormântările sunt cu fanfare. Și spuneam unor fanfare, păi de îngropat, îngropăm cu voi, dar când îi ridică, tot voi cântați? Zic, o să vă schimbe trâmbițele și trupurile. Duhul rămâne dacă e bun. Dacă nu e bun, nu mai de altă scolă în brațe. Vor cânta în ceruri. Cântăreții fericiți sunt biruitori fiarei. Și nebirile fiara va cânta pe marea de sticlă, transparența și judecata lui Dumnezeu. Focul și acea mare de sticlă amestecată cu foc. Stăteau biruitorii fiarei, ei cântau cântarea lui Moise și acum îi aduce și pe cei din Vechiul Testament și pe cei din Noul Testament și ziceau, mari și minunate sunt lucrările tale. Adică ce citeam noi din Isaia 5. Cântarea e lucrarea lui Dumnezeu. Dar descifrează-o, delimitează-o și separă-o de lucrarea diavolului în cântare. De scopul lui. Și uitați-vă dumneavoastră la cele formații care mai întâi au cântat pe feste creștine, după aia au cântat despre ei înșiși și apoi în final au să cânte despre diavol. Domnul să nu ne lasă la așa ceva. Și spune în final, cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăbi numele Tău, căci numai Tu ești Sfânt. Și toate neamurile vor veni să se închine înaintea Ta. Amin. Amin. Recapitulăm și ne oprim aici. Dumnezeu este Alfa și Omega. Și a plănuit din veșnicii, se împlinește. Și zicea Solomon în rugăciunea Ta, Doamne, în rugăciunea Sa, Doamne, ce ai spus cu gura Ta, împlinește astăzi cu mâna Ta, puterea Ta. Dumnezeu ne-a programat din timp pentru vremea asta. Dumnezeu știa că la Cluj trebuie și o orchestră, fanfară, și la Arad și în alte părți. Și te cunoșteam. Și face repartiția între concepere și momentul nașterii. După naștere, imediat cum începe omul să crească, e bine să-și descoperă chemarea, că e pus în el. Nu mai trebuie Domnul prin Duhul, parte din elemente spuse prin nașterea fizică, parte din după nașterea din Domnul. Se completează să-ți afli chemarea. Vezi, nu motiva și spune că tu nu ești bun. Ești foarte bun. Nu motiva că el e desănușit. Și nu motiva că ei, ăștia să-i noștri. Și după ce te-ai descoperit chemarea, nu-ți rămâne decât să-ți o faci. Să-ți o faci ca la gata să-ți poată spune Domnul, hai, du-te la culcare, dacă cum nu vine până nebosim noi. Du-te la culcare, cum mi-a spus lui Daniel. Și te voi spune o dată, l-ai răsplat. Păi pentru ce mă l-am răsplat noi în cer? Viața veșnică de o împărăție a toți, dar răsplat în funcție de lucrarea fiecăruia încredințată. Și dacă în Matei 25 la prima pildă a celor ce fecioare, unii rămân pe din afară pentru trăire, urmează pilda talanților și rămâne unii din afară pentru lucrare cumva. Din acele multe daruri, Domnul are și pentru noi. Fie ca să fim binecuvântați cu
adevărați predicatori și vorbitori. Care nu strigă cuvântul lui Dumnezeu și ce spun, spun ca din partea Domnului și pentru gloria Lui. Și să mă păzească Domnul. Dar știți cum mă păzește? Să nu-i primiți. Nu trebuie altă rețetă. Să nu-i primiți. Și cine nu-i primește, nu se face nici părtaș faptelor că se vor transmite pe undă de Duh așa, în audiență, și nu se întinează cu învățătura lor. Nu-i primiți. Și de asemenea să binecuvânteți Domnul adunarea cu cântăreți buni și fericiți. Cu cântăreți care știu că și cântarea este o ofrandă minunată la adresa lui Dumnezeu. Este ceva înălțător. Dar secretul cântării este să deosebești lucrarea Domnului din lucrarea diavolului, a intrusului acestuia, care vrea să strige și să ne facă să credem că suntem cadavri și cântăm noi cânte cadavri, numai că nu-i David. Întâi selectează țomul și apoi de instrumentul. Și apoi o să vină lucrarea de la Domnul și o să fie Domnul primit, mai întâi o să privească Domnul spre Abel și apoi spre jertfa Lui și o să fie tot de minune. Și o să ajungem la gata să cântăm cu toții. Nu știu exact cum o să ne perfecționeze Domnul pe noi după aceea, dar cumva ne bagă ori, pe lângă dumneavoastră, ori undeva la un cor de cântare, ne face să cântăm și noi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Și să ajungem în împărăția Ta binecuvântată. Când să primim răsplata din partea Domnului, să ne bucurăm și să slăvim numele Lui, a Lui să fie slava în veci. Amin. Amin.